și gospodar. Măi, ce mulți sunteți! Avem nevoie de Miri, Sergiu și Tatiana. Domnul Sergiu și doamna Tatiana, noi suntem echipa Surprize la domiciliu și în această zi importantă venim cu un mesaj de felicitare din partea unor persoane dragi. Mirilor, Sergiu și Tatiana, v-ați căsătorit și acesta este un moment special pentru voi. De acum se așterne drumul către noi bucurii și noi începuturi. Să țineți minte mereu vorbele, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Căci atunci când veți întâmpina greutăți în familie, să vă aduceți aminte de această zi în care v-ați unit destinele și ați ales să aveți de acum încolo o cale comună prin care doar împreună veți izbuti să treceți. Vă doresc din suflet să aveți parte doar de realizări frumoase, copii frumoși, nepoți cu minți, vise realizate și o bătrânețe liniștită împreună. Casă de piatră! Domnul Sergiu, doamna Tatiana, dar cum credeți, din partea cui vine această felicitare? Cum credeți dumneavoastră? Bunica Iurea. Super, doamna Tatiana! Această felicitare vine cu mare drag din partea bunicii Iulia și a bunelului Ștefan. Hai să aplaudăm și bunelii! Mulțumim frumos, bunicuța! Bunelul Ștefan, mulțumim frumos! Chiar nu ne-am așteptat la această surpriză, dar e plăcut! Ne-ați surprins frumos, plăcut, mulțumim, fiți sănătoși! Și să aveți bucurii de la noi, la fel cum și noi avem bucurii de la dumneavoastră. Bunica Iulia, bunelul Ștefa, vă mulțumim mult. Vă mulțumim că pentru acest cadou, pentru că sunteți mereu alături și pentru că ne faceți clipe frumoase, da? Mulțumim frumos! Mulțumim, bunica, mă iubire!